S-a dat alarma la primele ore ale dimineții în cartierul Schiela. O casă a fost cuprinsă de flăcări în timp ce proprietarii erau plecați. Panica s-a răspândit repede în rândul vecinilor care, alarmați, au chemat ajutor. Intervenția pompierilor a fost promptă. Incendiul nu s-a extins mult. La centrala, ce-i locul? Centrala, ce-i locul? La bucătărie. Și nu-i nimeni acasă la el? Nimeni. La fața locului au ajuns și echipaje de poliție care au dirijat traficul. Pompierii continuă cercetările pentru a afla cu exactitate cauza izbucnirii incendiului.